Neos Marmaras, una dintre cele mai căutate stațiuni turistice din Grecia de către români. Am ajuns și noi și mergem. De ce, domnule, de ce? O să tragem o tură pe seară pe aici, prin oraș, pentru că noi suntem cazați în altă parte. Apropo, stai așa, dacă nu știu unde e Neos Marmaras, în regiunea Halkidiki, pe brațul Sitonia. Noi suntem cazați mai la intrare pe braț, iar Neos Marmaras este pe partea vestică a brațului. Am parcat mașina aici, e o parcare gratuită, mare, și o să mergem să vedem... Dacă ai noroc, găsești și loc de parcare. Da, o să mergem să vedem și care-i treaba. Și facem o plimbare prin oraș, poate prindem și sunsetul. Cred că s-a dus sunsetul. Poate un pic așa. Arată drăguțel oraș așa. E situat pe dealuri, urci, cobor. Uite și un pisic aici. Ce micu-i! Poftă bună! Bineînțeles! Așa cum spuneam, urși cobori. Orășelul e drăguț. Uite, flori multe pe aici. Dacă nu parchezi acolo, la parcarea aia, care e un pic, să zic, departe, nu știu, cred că 5 minute mergem, hai să zic 10, până la faleză, o să ai probleme cu parcarea. Deci mergi și parchează acolo, că aici e foarte mare problemă cu parcarea. Multă lume, am văzut și multă lume care venea și parca acum în parcarea aia, deci probabil că a venit la fel ca noi din alte stațiuni de pe aici și au venit să mănânce ceva seara aici sau să se plimbe la fel ca noi prin stațiune. Uite aici, deja am ajuns în zona magazinului de suveniruri. Sivina poate vrea să-și cumpere ceva, o rochiță, o ceva. Dar nu mai avem bani. Ne, facem rost. Avem două variante. De banii care mai avem, băgăm benzină sau ajungem acasă sau cumpărăm o chestie și stăm pace. Știm foarte bine care este răspunsul. Ia uite ce frumos au atârnat baloanele acolo. Pe la noi se poartă de-astea, peluzele astea, nu știu cum se numesc, umbrele aici cu baloane. Așa, uite, am așa ajuns pe faleză, foarte repede, deci 5 minute de la parcare. Mai greu o să fie când ne întoarcem, că va trebui să urcăm tot ce am coborât acum. Arată foarte frumos. Uite și tururi, dacă vrei, cu barca aia. Poți să vii aici. Îți arată și unde vine. Uite, acum noi suntem aici, Neos Marmaras, iar noi suntem aici. Uite ce frumoase sunt terasele astea aici pe marginea apei în port. Foarte frumos. Oh, ce de magazine pe aici. De haine, de suveniruri. Și coborând pe străzi încoace către faleză, am văzut foarte multe mașini cu numere de România. Deci, într-adevăr, stațiunea asta este iubită de români. Da, o să vedem dacă pe la restaurante, chiar sunt curios. O să mă uit pe meniul la restaurante, să văd dacă și meniul în limba română, așa cum am găsit în Sarti, la restaurante, meniul în limba română. Dar se vorbește românește pe aici, prin stațiunea asta. Am auzit foarte mult român și am văzut foarte multe mașini cu numere de România. Cum o să vii să iei cina aici? Da, practic noi acum suntem fix pe zona asta de faleză, zona turistică, cu multe restaurante, multe magazine de suveniruri și atmosferă foarte plăcută, ca de concediu, evident. Și arată foarte bine. Prețurile, din ce am văzut așa, stânga-dreapta, sunt mult mai ok decât la noi în sat, vorba aia. Da, nu m-am uitat la prețuri. Da. Chiar eram curios, da? Da. Uh-huh. Dar probabil și pentru că sunt mai multe oferte. Uite, și avem și una pusă acolo frumos și o mică plăjuță aici. Dacă se poate, nu-i plaja aia. Aici e frumos. Trebuie să fac și o poză aici. Ia uite ce a fost frumos acolo. Azi a și plouat. E prima oară de câte ori, de când venim noi în Grecia și am fost de vreo, nu știu, 5 ori, 6 ori, cred. E prima oară când prindem ploaie în Grecia. Azi a plouat. A plouat și azi noapte un pic, că am găsit mașinile cu praf din ăsta pe ele, de la ploaie. Dar a și plouat și acum după amiază. E prima oară când prindem ploaie în Grecia. Uite, alte croaziere.
de jumătate de zi. O altă barcă, pe alt aseu. Aici e un mini parc din ăsta de distracții, cu tot felul de aparate și de jucării. 15.372,3 magazine de suveniruri. Și nelesitul porumb fiert, care costă 2 euro. Cât mai e în România? Ia scrieți-ne, care a fost pe litoral, că noi n-am mai fost de mult. Care a fost pe litoralul românesc? Cât costă acum pe litoral un porumb fiert? Aici 2 euro, deci 10 lei. Cât e în România porumbul fiert? Dacă vrei floricele, 3 euro. Aba nu, 3 euro e vată pe băți. Floricele 2,50 euro. Uite, aici sunt multe tarabe cu gogoșele și cu tot felul de chestii. Da, frumos, e frumos. E frumos să vii, dacă nu stai aici, dacă nu ești cazat aici, noi chiar nu recomandăm să stai cazat aici, pentru că e foarte multă aglomerație. Să te cazezi într-un sat din ăsta cum ne-am cazat noi și dacă n-ai văzut vlogul în care prezentăm cazarea, trebuie să intri să-l vezi, pentru că avem o super, super cazare pe care am plătit. Am plătit niște bani, dar avem o super cazare, un super apartament. Poți să te cazezi așa într-un sat din ăsta și să vii aici să te plimbi seara, pentru că e foarte variată oferta și de mâncare și de suveniruri și merge așa o plimbare relaxantă de seară. Cred doar că Damian vrea să spună că bărbații au decis, nu? Nu asta vreau eu, vreau să spui, Simina, tu ce s-a întâmplat. Să spun eu ce s-a întâmplat. Bărbații cred că ei au decis că vom merge acum să mâncăm gyros și să bem bere. De fapt, noi suntem de acord să mergem să bem o bere, să mâncăm un gyros. Așa că să se înțeleagă clar, da? Așa e. Nu mai zic. Da, da. Ce s-a animat orășelul ăsta. Cred că e cel mai mare, cea mai mare localitate de pe brațul Sitonia. Parcă așa am citit undeva, sper să nu mă înșel. Dar arată frumos oricum, arată frumos, am mai spus-o câteva ori în vlog, arată frumos seara, dar din punctul meu de vedere eu n-aș veni să stau aici, pentru că mi se pare foarte aglomerat și străduțe și chinuială cu locurile de parcare și problemă și asta. Deci prefer să stau undeva să fie lin și dacă tot vin cu mașina. Bine, dacă nu vii cu mașina, ok, și vii până aici, nu știu, cu autocar sau cu ceva, n-ai încotro, dar dacă vii cu mașina, poate nu e cea mai bună idee să vii să stai aici în Neos Marmaras și să stai, nu știu, la o cazare într-un sat undeva și de acolo să te plimbi cu mașina în fiecare zi să vezi alte plaje și să vii într-o seară sau două să explorezi și această localitate, să vii să mănânci un gyros, să bei o bere, să te plimbi, să-ți cumperi un suvenir. Ceea ce mi-aduce aminte că trebuie să ne cumpărăm și noi magnet de frigider. Am o problemă, o întrebare pentru voi care ați fost în Grecia, în special aici pe brațul Sitonia. Cum v-ați asupra cu internetul? Pentru că noi avem toate rețelele din România pe roaming aici. Avem și Orange, avem și Vodafone, avem și Digi. Și este foarte, foarte, foarte prost internetul, dar foarte prost. Am încercat să încarc un vlog, n-am reușit după conexiunea mobilă și am încercat la cazare. La cazare la fel, e praf internetul. Mi-am încărcat un vlog în 26 de ore, ceva de genul. Deci foarte prost, nu merge să încarci, să chinuie Sina să încarce de pe roaming, de pe conexiunea mobilă, să chinuie să încarce story-uri pe Instagram. Foarte prost, foarte prost. Cum v-ați descurcat voi cu internetul? Ne-am gândit la un moment dat să luăm o cartelă de Cosmote de aici. Dar cred că și aia la fel de prost merge. Deci toate, adică peste tot pe unde am fost noi pe brațul Sitonia, nu doar într-un singur loc, inclusiv aici în Neos Marmaras, eu aveam la un moment dat E, semnal E. Acum am 5G, dacă fac un speed test, o să-mi dea o viteză, ce să zic, de, poate abia să încarci story-uri pe Instagram. Uite, o să fac un speed test acum, să vedem. Foarte prost, adică cel puțin pentru încărca vlogul, clar nu e nicio, nu e o șmecherie de încărca vloguri. Story-uri foarte greu, reușește Sina să încarce. Și nu știu care explicația, pentru că noi în anii trecuți, când veneam în Grecia, mergea foarte bine internetul pe roaming. Și Vodafone, și Orange, și Digi, mergea foarte bine. A, uite, acum văd că și-am revenit aici, suntem în centru stațiunii. Dar în rest, prin satele astea, pe plajele pe unde am fost și prin alte localități, merge foarte prost internetul. Na, nu știu de ce. Uite aici rezultatul.
132 de mega download și 235 upload. Asta înseamnă că atunci când încerci să încarci ceva pe internet, merge foarte prost. Foarte prost și suntem, uite, Neos Marmaras în centru. Fix în centru aici. Da, nu știu care explicația, de ce e așa, nu pot să-mi explic. Ne-am găsit o masă aici, cred. O să ne așezăm să mâncăm un gyros și să bem o bere. By the sea. Ne-am luat, uite aici, un gyros regulamentar și o bere fără alcool. 4 euro berea și 4,60 euro gyrosul. De la un timp încoace, sau mă rog, în ultimele dăți când am fost noi în Grecia anul ăsta, gyrosul are gust... Yes, thank you. A, uite, și o salată grecească și m-a simt. În gyros pun muștar și ketchup. Eu am o teorie. Eu cred că au venit foarte mulți... Vin foarte mulți români aici și românul fiind obișnuit cu muștar pentru mici și ketchup la cartofi, i-au făcut să-și schimbe rețeta gyrosului și acum pun și ketchup și muștar în gyros. Deci azi am mâncat la prânz un gyros care avea ketchup și muștar în el și acum vreo lună când am mai fost noi în Grecia odată, la fel, am mâncat gyros care avea muștar și ketchup în el. Acum am specificat să nu ne pună și să vrem da. Să punem, să ne pună doar tzatziki. Mi-ai gustat din el? Nu, da, o să gust acum. Ia. Yeah. E ce trebuie? Că l-așteptai, de 3 luni l-așteptai. E ce trebuie? Super, să avem poftă. 35 de euro, 3 persoane. Dacă te uiți în vlogul, cred că în ultimul vlog, nu? Vei vedea că tot 3 persoane am plătit 100 de euro la masă. Da, eu mi-am comandat caracatiță și de 16 euro mi-a adus două degete așa de caracatiță și făceam mișto, glumeam că m-am stricat și la stomac. Acum nu știu dacă de la caracatița aia sau la altceva, dar glumeam că m-a costat caracatița 16 euro și 4 euro o cutie de Imodium. Deci 20 de euro am plătit pentru masa aia eu. Ne luăm o înghețată, mergem să luăm o înghețată. Mie îmi place înghețata la aparat de la... Și am văzut pe aici. A dozator, da. Și am văzut că aici o să mergem să luăm înghețată, după care o să mergem... De la Stefanos aici? La mașină. Apa, din aia... Mai încolo yogurt. Yogurt. Nu știu ce vrei tu, yogurt. Zic, poate din aia au. Mai sus am văzut eu, dar ne uităm și aici dacă au aparat. Uite și aici aparat. Self-service. Ah, e frozen yogurt, da. Ia. Da? Ce e aia? Frozen? Yogurt. Am mai mâncat eu de ăsta? Da. Bine, tu ți-ai de aia și eu mi-am înghețat. Uite, au și înghețat. Da, și tu ți-ai de aia și eu mi-am înghețat. E self-service aici toată treaba asta. Nici nu știu, n-am pus niciodată înghețată de asta. Aha, uite aici. Oh! Oprește-te. Gata. Și yogurtul ăla la fel. Asta ne cât plătim pentru ele, că le cântărești. Și asta cum o cântărește? Bună. Chiar bună înghețată. Răcoritoarea. Da. Simona și-a luat iaurt înghețat. Că-s prețurile acolo. Au și cafea. Ca să știi dacă vrei să vii aici, Stefano se numește locul ăsta. Frozen yogurt. Chestii în el. Uite, așa am cheltuit 90 de lei pe 3 înghețate. Vă și mie să gust și eu. Cred că puteam să renunț la topping. Ia, mai bună înghețata mea. Hai să mergem. Cam asta se întâmplă. Încercăm să filmăm. Și n-am băut strop de alcool, ca să înțelegeți.
Gata, și plimbarea, am ajuns la cazare, am făcut, nu știu, 20 de minute, 25 de minute. Cam așa, 24 de minute, parcă. Mașina din... Neos Marmaras. Neos Marmaras. Sună foarte turcesc, așa, nu? Sună, seamănă cu Marmarasul din Turcia. Da. Da. Dacă știi că e vreo legătură între Neos Marmaras și Turcia, scrie-ne și nu... Dar n-am văzut nimic turcesc în orașul ăla. Da, doar vecinele ceva... de lângă șezlongul nostru, care, da, de lângă pătura noastră, care vorbeau în dacă continuu. Dacă știi ceva legat de asta, scrie-ne. Despre asta a fost vlogul de azi. Am vrut să fie o plimbare, să mergi alături de noi prin Neos Marmara, să-l descoperim împreună, na, atât cât se poate într-o plimbare de seară. Practic, ce ai văzut tu, am văzut și noi, că nu ne-am plimbat mai mult de atât prin oraș, dar ne-a plăcut. E un loc foarte drăguț. Dacă vii și te cazezi ori acolo, ori în zonă, practic e un loc unde poți ieși seara, să te plimbi pe faleză, să te îmbraci frumos, să savurezi o masă, o cină, un prânz, un la-la-la. Sunt acolo, cred că le-ai spus, nu? Că poți să-ți iei diverse croaziere, da, excursii, da, 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 care să le faci. Da. Cam atât pe ziua de azi. Ne vedem în vlogul următor. Îți mulțumim că ai rămas alături de noi până acum. Nu uita să dai și un like acestui video dacă ți-a plăcut. Abonează dacă n-ai făcut-o deja. Vino și pe Facebook, vino și pe Instagram. Tot Fabrica de Mituri suntem și acolo. Până data viitoare, salutare! Salutare!